S-a zis, bă, ce pivor frumos, cum este cel la Ognișoara și de ce ați venit? Pentru că nu este ceva amenajat. Da, noi am venit la Ognișoara din cauza apei super sărate și super bune pentru bolile reumatice. Și e și aproape de noi, este și nămol, nămolul e foarte bun. Se seamănă cu cel de la Năvodari. Poate că e chiar mai bun. No, și așteptăm să se aranjeze și se va amenaja. E în curs de amenajare, dar nouă ne place. Plus că e așa o liniște, îți creează o sufletească. Ai impresia că ești într-o oază de fericire aici când vii. Ce o să faceți cu sarea de pe dumneavoastră? Cum acum o dăm jos, ca să zic așa? Ne clătim, ne-am adus apă, am pus-o la soare, ne clătim și mergem acasă, facem baie, duș, fiecare se schimbă. Am aflat și noi de la alți prieteni că e o baltă cu multă sare și am zis că să venim aici unde e liniște multă. Noi suntem plecați de 19 ani în Spania, în Madrid, și am venit pentru o lună. Am fost și la Ogna. La Ogna Mureș? La Ogna Mureș, ne-a plăcut acolo foarte mult, dar tot aici ne place mai mult. Liniștea asta. Și apa sărată, apa caldă. Noaptea asta chiar a plouat, dar apa era caldă. Deasupra era rece, dar când am intrat era caldă, deci... Foarte frumos, ne-a plăcut mult, da. Super. Ne bucurăm foarte mult. Oamenii vin pentru calitățile apei. Nu este amenajat, dar calitățile apei, datorită faptului că apa este foarte sărată, are o concentrație foarte mare de sare, are întrebuințări pentru multe boli ginecologice, boli reumatice, boli de piele. Vin și le place zona, este o zonă rustică, este o zonă liniștită și în viitor sperăm că vor fi amenajate și vor bucura de condiții mai bune. Oricum, amenajările o să fie făcute tot în sens rustic, pentru a se păstra zona, dar să fie cât de cât condiții umane, să fie condiții modeste pe care oamenii își pot desfășura zilele și weekendul în condiții bune. Pentru mine și pentru noi este superb, este un loc foarte frumos. Atunci când stau în apă, mă uit în jur unde este o pădurea, unde este un peisaj liniștit, care mă liniștește și care îmi dă o stare de bine. Apa cum e? Apa este superb. Atunci când ies, mă usuc, parcă m-au tăvălit în făină. Deci cristalele acelea, cum să zic, e sare, multă, multă sare în ea. Deci e foarte sărată apa. Acum oamenii vin cu apă de acasă ca să curețe sarea. Da, datorită faptului că nu se poate folosi apa și nu se folosește o cantitate foarte mare de apă, nu se poate da drumul la apa de la rețea și se folosește doar apa din fântânile cu apă dulce, își aduc, își improvizează dușuri și încearcă prin metode clasice, tradiționale, să îndepărteze stratul de sare, care într-adevăr este foarte mare. Ne place, de primăvară până toamna venim și e foarte frumos. Ce vă atrage aici cel mai mult? Liniștea și balta asta, sărată. Cum e apa? Foarte bună. Cum vă simțiți după ce faceți o baie aici? Bine. Foarte bine. Des veniți aici? Da, am venit des în vara asta. Ultima săptămână zi de zi și în rest cam o dată pe săptămână, din iunie, de la începutul lui iunie. Și sperăm să mai putem veni, să mai țină vreme. Acum în fumător mi se întâmplă și acum, să mai am din când în când aritmii, mici aritmii și altfel nu. E bine, ce se poate evita. Fântâna cu apă sărată. Cine via de aici apă și la ce e bună? Deci fântâna este o fântână cu tradiție. De peste 200 de ani, localnicii de aici
folosesc apa pentru murături, pentru prepararea produselor din carne când este sezonul tăierii porcilor. Carnea are calități gustative deosebite, slănina se păstrează pe timp îndelungat și folosesc foarte mult. Toți localnicii din zonă, din toată zona Aiud, Dogna, Mureș, Blaj, mai ales în satele aparținătoare comunei noastre, majoritatea folosesc apa sărată. Și se mai folosește și pentru prepararea brânzei telemea. Mulți din zona noastră și din zona Sebeșului vin după apă sărată pentru prepararea brânzei telemea. În cazul dumneavoastră, dar noi ne-am bucurat măcar să păstreze când se face ceva, nu să lase nimeni nimic, să păstreze.